Dragii mei prieteni, arta este o formă de comunicare între trecut și prezent. Este cum ești tu bucătar la tine acasă și îți condimentezi, îți pregătești mâncarea ca un artist în bucătăria ta și ți-o pregătești cum vrei tu pentru interiorul tău. Ai un artist pentru casă, pentru mașină, pentru haine și tu ești un artist în viața ta și condimentezi viețile altora prin arta ta. Arta este religioasă, sacră, modernă, contemporană, medievală, gotică, plastică, deci are mai multe însușiri, mai multe forme, mai multe expresivități. Eu astăzi am pregătit pentru voi ceea ce văd eu în artă și cum o înțeleg eu, dar despre ce este vorba, să-i dăm drumul. Dragii mei prieteni, vă dau astăzi 5 secrete despre arta, despre modul în care eu văd arta și modul în care eu o înțeleg. 1. Arta este atenție susținută. Dacă nu am avea atenție susținută și nu am putea să fim atenți la ceva, mai mult timp să ne concentrăm, atunci arta nu ar fi posibilă, nu s-ar fi putut sculpta o sculptură dacă omul nu avea atenție susținută, sculptorul, și nu o putea duce în așa fel încât să fie la milimetru chintesența sculpturii bine făcută. Însă în zilele noastre, arta nu mai este la fel de bine făcută cum era odată, este altfel de artă. Însă cine mai promovează atenția susținută prin artă reușește să aducă niște opere uriașe umanității. 2. Arta este răbdare. Arta este o răbdare de a aduce din tine, dinăuntrul tău, prin răbdare, în forma de expresivitate materială pe care tu o faci sau pe care artistul o face. Și dacă ar fi să punem arta transpune răbdarea, în artă se vede cel mai bine, pentru că fără răbdare nu s-ar fi putut picta marile opere din lume, nu s-ar fi putut sculpta marile opere din lume. 3. Arta este recunoștință sau este o mulțumire pentru divinitate, ofrandă pentru divinitate, și cei care sunt mari artiști ai lumii au făcut acest lucru pentru a mulțumi divinității care a dat această putere să sculpteze, să picteze, să croșeteze sau ce fel de artă fac ei. Și recunoștința aduce o cantitate mai mare de energie să termine acea operă pe care ei au început-o. 4. Arta scoate frumosul din tine, scoate tot ce este mai bun prin tine, pentru că cei care fac artă, general vorbind, matematic vorbind, sunt oameni mai buni, care nu exprimă negativități, răutăți, bârfe sau alte mofturi sociale, ci își văd de treaba lor și stau cu minți și își termină operele așa cum li s-a dat să facă. Dacă ar fi să completez că arta este să scoate frumosul din tine, o să observați că artiștii, fiind un pic mai boi, mai nostalgici, își exprimă frumosul prin privire, prin ochi mai ales, și prin partea lor emoțională, prin partea lor sentimentală, de afecțiune, și sunt mai deschiși, mai onești, mai sinceri, mai aproape de tine. Așa că dacă ai prieteni artiști, stai pe lângă ei, pentru că o să te deschizi și tu așa cum se deschid și ei. Și 5. Arta aduce prezență, pentru că cei care au făcut-o, dacă ar fi avut așa multe gânduri cum avem noi astăzi, nu ar fi terminat acea artă. Din acest motiv, arta cere și produce prezență. Dar ce este prezența? Este o stare prin care intensifici foarte mult simțurile, intensifici foarte mult ceea ce oferi în jur prin cele 5 simțuri plus inima ta și exprimi mai puține gânduri, mai puține păreri, opinii despre ceea ce este în jur, și mintea ta se oprește pentru un anumit timp, înțelege sau este mai liniștită și nu mai este trivializată, pervertită de tot
ceea ce gândim de-a lungul zilei nefolositor. Dragii mei, aveți 5 secrete despre modul în care înțeleg eu arta și ceea ce putem să învățăm din ea este o formă de educație pe care dacă o înțelegem, atunci ne putem apropia mai mult de noi înșine și ne putem înțelege mai mult pe noi înșine. Dacă nu o înțelegem, măcar să învățăm să o privim cu emoție. Arta, în realitate, nu se privește neapărat prin emoții, ci se privește prin înțelegere, pentru că emoțiile sunt diferite de la om la om. În trecut se spunea că arta este subiectivă și obiectivă. Cea obiectivă este cea care oferă o singură stare la toți, cum sunt piramidele din Egipt, și arta subiectivă este când oferă câte o stare particulară la fiecare om. Dacă tu te uiți la o operă de artă, eu înțeleg ceva, tu simți altceva, la simte altceva, asta este arta subiectivă. Și de obicei arta obiectivă este foarte rară, arta subiectivă este des întâlnită și o vedem cam peste tot. Dragii mei prieteni, să vă fie de bine!